Salutare lume, eu sunt Axel și astăzi vă voi arăta cum vă puteți sincroniza gadgetul Samsung din seria Galaxy cu iTunes. Să trecem la treabă. Știu că prima reacție a unora dintre voi va fi: vai, dar de ce ai vrea să folosești iTunes? E unul dintre cele mai nașpa programe ever. Știu, asta a fost și prima mea reacție atunci când am folosit prima dată iTunes, dar treptat m-am obișnuit cu el și mi-am dat seama de avantajele sale. Îmi place că îmi ține muzica aranjată în foldere, pe artist și album, că am copertă la album și că pot da steluțe la melodii. În plus, mai toți artiștii își lansează albumul pe iTunes și uneori este mai ieftin decât în magazin. Dar haideți să vă arăt cât de ușor este să-mi sincronizez muzica pe al meu Galaxy Nexus. În primul rând, ai nevoie de aplicația Easy Phone Sync, instalată pe telefon, cât și pe calculator. Link-urile sunt astea, dar le aveți și în descriere. Pornește aplicația Easy Phone Sync de pe al tău device Samsung și conectează prin USB telefonul la calculator. Pornește aplicația Easy Phone Sync de pe PC, așteaptă să se deschidă iTunes în caz că nu e deja pornit și apasă pe Synchronize. Selectează al tău telefon din listă și alege dacă vrei să-ți sincronizezi întreaga muzică sau doar anumite playlist-uri. Dacă ai podcast-uri, le poți sincroniza și pe ele. În plus, dacă ai făcut trecerea de la iOS la Android, Easy Phone Sync îți poate sincroniza mesajele, agenda, calendarul și pozele de pe vechiul device. Alege să sincronizeze și coperta pentru fiecare album, apasă Finish și așteaptă să-și facă treaba. Dacă totul a decurs fără nicio problemă, atunci ar trebui să ai în playerul de pe telefon toată muzica și playlist-urile pe care le-ai sincronizat. Am observat că la următoarele sincronizări pe care le faci, nu mai este nevoie să pornești aplicația pe telefon, ci ajunge să conectezi telefonul prin USB la calculator, să deschizi aplicația Easy Phone Sync de pe PC și să dai Synchronize. Legate de device-urile pe care funcționează metoda, am înțeles că sunt suportate toate telefoanele și tabletele din seria Galaxy de la Samsung. După cum ați putut vedea, eu l-am folosit fără nicio problemă pe al meu Nexus, dar am văzut folosită metoda și pe un S3, dar și pe un Note. Păi, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc că m-ați urmărit și dați-mi like dacă v-a plăcut. Abonați-vă, că la 200 de subscriberi fac un giveaway. Ah, și spuneți-mi în comentarii cum s-a văzut episodul de astăzi, pentru că am luat niște lumini noi și încă le testez. Noi ne găsim pe Facebook și Twitter și ne vedem pe data viitoare. Pa!